Мулстимац примарь де муничипий ораша комуни 60 де Молдова. Vreau să vă informez că de când a început campania electorală am avut sute de întrevederi în diferite, cu cetățenii în diferite localități din țară. În nord, în centru, în sud, am avut tot foarte multe discuții cu mai mulți aleși locali. Astăzi vreau să mulțumesc în primul rând din tot sufletul la toți aleșii locali, la primari care au făcut parte în unele partide și sunt independenți, primarii din diferite partide și cei care astăzi sunt independenți. Având susținerea din partea primarilor din orașe și sate din Republica Moldova, este vorba de peste 150 de persoane care deja au venit cu propunerea să susțină blocul electoral Renato Usată în această campanie. Mulți din ei vin cu mesaje clare către mine, deoarece toți cunosc că sunt primar al municipiului Bălți al doilea mandat. Oamenii s-au săturat să fie impuși de diferite partide, în timpuri diferite, să-și schimbe culoarea politică pentru a primi niște bani pentru un drum, sau o grădiniță din partea Consiliului Raional. Fix așa s-au săturat deja și cetățenii din mai multe localități din țară care ani de zile n-au primit niciun sprijin din partea Consiliului Raional, deoarece primarul ales de cetățeni este în conflict cu conducerea, raionului. În viitorul Parlament, blocul electoral Renato Usată va fi principala locomotivă la toate schimbările pentru autoritățile publice locale, pentru a îmbunătăți viața oamenilor și în special care locuiesc în sate. Știți foarte bine că la noi unele sate sunt pe cale de dispariție. De ce anume blocul electoral Renato Usatăi este susținut deja de mulți primari și de ce le cer sprijinul și la alții? Astăzi noi suntem unicul concurent electoral care va fi prezent în Parlament masiv de aleși locali. Noi deja am stabilit și am dat nume primarilor orașelor care vor fi responsabili de primarii și de problemele cetățenilor, vor prezenta primarii și cetățenii din diferite regiuni. În centru-sud, din partea noastră, primarul orașului Cantimir Roman Ciubaciuc și primarul orașului Vulcănești Victor Petrioglu. Partea de centru-nord va fi prezentată de primarul orașului Glodeni, doamna Stella Onuțu, și de doamna Nina Cereteu, primar de Drochea. De ce noi astăzi suntem cei mai pregătiți? Deoarece mai bine ca primarii nimeni nu cunoaște problemele localităților. Primarii care au decis să ne susțină pe noi, echipa noastră, cunosc ca și noi toate problemele reale. Astăzi noi, primari de diferite orașe din țară, îi unim pe toți cu aceleași idei pentru a îmbunătăți viața cetățenilor și în orașe și în sate. Prima, lichidarea consiliilor raionale, ca banii să nu mai fie repartizați după criterii politice și după cum a fost creată coaliția la nivel de raion, într-un raion sau altul din Republica Moldova. Fiecare sat trebuie să primească bani pentru o infrastructură, luând în calcul care este numărul de locuitori și câți metri pătrați are localitatea. Nu contează că este un primar de la partidul nostru, de la democrați, socialiști, PAS sau alte partide. Sau primari independenți, care au suferit cel mai mult din cauza că nu erau în relații bune cu consiliile raionale.
Toate raioanele rămân la locul lor, ca să nu fie speculații și sparii unii concurenți electorali cetățenii, toate orașele din țară devin municipii și satele din raion devin parte a municipiului, fiecare cu bugetul lui și cu bani repartizați egal, dar nu după criterii politici. Astăzi, dacă din municipiul Bălți face parte satul Sadova și satul Elizaveta, asta nu înseamnă că cumva primarul municipiului Bălți poate influența bugetul în satele astea. Fiecare își trăiește cu viața lui, necătând că suntem primari de la diferite partide politice. 2. Proiectul de apeduct și canalizare nu mai pot fi proiecte locale. Cum cineva o dat pe capul și pe seama primarilor, cătați-vă bani de apeduct și de canalizare. La noi astăzi mai mult de jumătate de țară n-are nici canalizare, nici apeduct. Inclusiv în orașe mari ca Chișinău, Bălți și Cahul. Trei. Mai bine decât primare, nimeni nu cunoaște de modificările necesare în legislația ce ține achiziții publice, construcții ilegale sau privatizarea terenurilor aferente. Noi, ca blocul electoral Renatul Satei, ne obligăm să instalăm farmacii automate în fiecare sat. Am și o poză la una care am instalat-o la mine acasă, ca oamenii să vadă cât de simplu. În fiecare primărie din sat a să ocupe doar 2 metri pătrați, dar o să fie de la 70 până la 100 de medicamente în fiecare terminal. Ca oamenii să nu mai meargă în centrul raional după cele mai necesare medicamente. Și așa care critică acest proiect, vreau să le spun că ele deja funcționează în mai multe state europene. Așa că nu o faceți pe deștepță. Terminul, condițiile de păstrare a medicamentelor și așa mai departe, este tot la standardele europene. Următorul proiect. Cunoașteți foarte bine despre proiectul de lege ce ține de ca 5% din vânzarea de țigări și băuturi alcoolice să fie direcționate direct pentru dezvoltarea sportului și susținerea tineretului. 50% din acest buget, merge vorba de 380 de milioane de lei pe an, vor fi direcționate direct în bugetele locale din primării. Ca susținerea tineretului și sportului, așa cum am demonstrat-o în Bălți, să fie în fiecare oraș și sat din țară. 5. Posibilitatea directă pentru a reanima satele din Republica Moldova este ca oamenii să înceapă a crește și a produce ceva în sat, așa cum a fost mulți ani în urmă. Pentru asta avem nevoie urgent să deschidem la nivel regional centre de colectare a legumelor, de carne, de miere și alte produse. Toată lumea ține minte că când era zăgod cantoră, omul n-avea frică să-i mai multe animale la casă sau să producă mai multe legume, deoarece el știa că peste un an de zile o să le dea la un preț bun. Astăzi la noi oamenii care produc și avansate și mulți producători mici depind de intermediari care practic îi impun să le dea cu prețul în două ori mai mic decât produsele decât este astăzi pe piață. Proiectul numărul 6. Tabere pentru copii în sate. Copil crescut la țară este copil sănătos. Și anume, dacă noi reanimăm taberele pentru copii în Moldova, noi n-ați ne mai trezim cu faptul că copiii de la oraș cresc și până la 10 ani nu au văzut în viața lor cum arată o vacă. Și de multe ori poate să o încurci cu marșutca, deoarece în viață nu au văzut-o niciodată. Noi suntem cei care au soluționat problemele cetățenilor și știm cum să o facem în continuare. De asta, stimați primari, cei cu care n-am reușit să vorbesc, în agenda mai am zeci de întâlniri cu primari din diferite sate pentru zilele următoare. Dar deoarece până la alegeri au rămas 10 zile, eu nu sunt sigur că voi putea fizic să ajung în fiecare localitate. Vă rog din toată inima,
pentru viitorul Republicii Moldova, pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din țară. Implicați-vă în localitățile care le conduceți și sprijiniți blocul electoral Renato Usatăi. Deoarece noi suntem primari cum sunteți și dumneavoastră. Știți foarte bine că în fiecare sondaj oamenii spun clar că iau în sat, în oraș, în primul rând, încredere în primărie și în biserică, și nu în guvern, parlament și alte instituții de stat. Pe site-ul meu personal, ru1.media, în rubrica contacte, găsiți contactele la coordonatorii din raion, secretarii din raion, dacă nu-i cunoașteți, care pot să vă aducă ziarele necesare, calendarele în localitățile dumneavoastră, în care sunteți gata să ne sprijiniți. Repet încă o dată, cei 150 de primari, peste 150, care deja ne susțin și s-au implicat să ne ajute, nu le-a fost pus condiția să părăsească partidele în care unii se află și nimeni niciodată așa ceva nu va mai condiționa. Și ei și-au făcut pe timpuri Filat, după asta Plahotniuc, sper să dispară în Republica Moldova și eu vă promit că eu personal o să fiu garantul dumneavoastră în viitor parlament, în viitor guvern, ca nimeni să nu mai pui mâna pe primari și să încerce cumva să fie ei șantajați sau prin dosare penale fabricate, cumva atrași în diferite partide. Puteți toată viața dumneavoastră să fiți primari independenți. Pentru mine este important ca să văd lucruri frumoase care se întâmplă în localitățile care le conduceți dumneavoastră și vă asigur eu încă o dată că o să aveți tot sprijinul meu.